un bărbat care muncea la o firmă contractată pentru ridicarea unui magazin de materiale de construcții a ajuns la spitalul din Petroșani după ce a căzut de la o înălțime de peste 10 metri de pe acoperișul clădirii la care lucra. Muncitorul desfășura activități de izolare a acoperișului și a căzut de la o înălțime de 10-12 metri printr-un izolator al acoperișului care în mod normal trebuia să fie acoperit cu o tablă. După cădere, a acuzat dureri la nivelul membrelor inferioare, nu s-au constatat la fața locului pete de sânge. A fost preluat de smurd cu semne vitale, au declarat reprezentanții ITM Hunedoara. Bărbatul de 45 de ani a ajuns la spitalul de urgență Petroșani cu multiple fracturi costale și o contuzie de bazin. Este internat pe secția ortopedie, e în stare stabilă, are afectare și toracică și la nivelul unuia din membrele inferioare. Deci reușiți să-l mențineți la Petroșan, nu este nevoie de trimiterea lui în alte... Până la momentul actual nu s-a pus problema, mai departe este decizia medicului curat.